dimineața, stimați telespectatori. Se pare că am învățat bine drumul ăsta până la Panciu și înapoi, pentru că și săptămâna trecută am făcut emisiune aici, am făcut la spital, trebuie să fiți mândri de spitalul pe care îl aveți. Acum ne aflăm la poliția municipiului, da? Orașul. Sperăm să devină municipiu. Unde o să stăm de vorbă cu domnul comisar șef Teodor Dumitrache, șeful poliției din Panciu, și cu domnul Iulian Nica, viceprimar al orașului Panciu și probabil și primar în viitor. Bună seara, bine v-am găsit, domnilor, felicitări pentru orașul Panciu, care îmi place din ce în ce mai mult. Nu știu pe cine să felicit întâi, pe domnul comandant al poliției sau pe domnul viceprimar, invitatul nostru de onoare astăzi, nu? Da, trebuie să ne felicitați pe amândoi, pentru că nici noi, fără sprijinul domnului comandant și al poliției orașului Panciu, nu am putea avea un oraș așa de liniștit și în același timp și așa de frumos. Să știți că este un oraș pentru frumos. Pentru că în ultima perioadă, cel puțin de vreun an, un an jumătate, nu am mai avut evenimente nedorite pe teritoriul orașului Panciu. Și asta datorită implicării în viața de zi cu zi, în viața cotidiană a orașului, a poliției. Și nu într-un sens rău al cuvântului, ci într-un sens bun, pentru că se fac văzuți peste tot în oraș și din această cauză cei care au intenții mai puțin ortodoxe nu mai reușesc să-și ducă planurile la bun sfârșit. Asta și chiar îl felicit pe domnul comandant pentru lucrul acesta, că a reușit să țină în mână tot ce înseamnă ordine publică la nivelul orașului. Mulțumesc pentru aprecierea domnului viceprimar. Adevărul că pentru cum arată orașul trebuie să-l felicităm pe domnul vice și pentru ordinea care este în oraș trebuie să felicitați poliția. Felicităm colegii mei cu care mențin și asigur ordinea, așa, și să nu uităm și pe domnii jandarmi care sunt, cu care colaborăm și într-adevăr sunt un real sprijin în menținerea ordinei. Cu jandarmii, și tot timpul lucrăm împreună și la schimbul 1 și la schimbul 2 și la schimbul 3, tot timpul avem patrule mixte cu care ne desfășurăm activitatea pentru menținerea unui climat de siguranță pe raza de competență. Poate lumea o să înțeleagă de ce este domnul viceprimar în această emisiune, care este o emisiune dedicată poliției. Motivația, să zic așa, nu este pentru că tocmai astăzi au terminat, o să vă rog pe dumneavoastră sau pe dumneavoastră, un proiect foarte interesant, foarte folositor locuitorilor orașului Panciu. Panciu, oraș liniștit, ceva de genul ăsta, nu? Pentru asta pot să vă spun. Deci noi, la începutul septembrie, am inițiat o campanie, Panciu oraș în siguranță. Am discutat cu domnul Vici la timpul respectiv și i-am explicat, domnul, e bine să lansăm o campanie Panciu oraș în siguranță. Începe școala, începe campania agricolă, în care trebuie să ne implicăm cu toții, și noi, și dumneavoastră, și comunitatea. Și atunci, haideți să lansăm o campanie, o numim Panciu oraș în siguranță, atragem parteneri de care să participe cu noi la această campanie și am atras instituțiile școlare, am atras Asociația Pensionarilor, Asociația Vitis, am atras și... Nu dați nume de firmă, și, vă rog, și nu am avut firmă. ONG-uri. Am atras și Protoieria orașului Panciu, care ne-au sprijinit în această activitate, prin sfaturile pe care noi le-am dat la dânsii și dânsii le-au transmis prin părinții parohi, la slujbile religioase pe care le-au avut. Că, de fapt, vedeți, dumneavoastră, infractorii s-au înmulțit. S-au început această metodă cu accidentul, pe care îi păcălesc pe bieții oameni și, în general, pe cei în vârstă, care sunt mai emotivi și cad pradă acestor escroci. Le spun prin telefon că copilul lor a un accident, de milă, de frică, le dau banii. Mai nou s-au diversificat. Nu mai acceptă ca să banii să mai pună, fie puși la bancă, să primească din altă parte o persoană, că știi că se poate identifica repede. Acum trimit la domiciliu, le trimit 2-3 persoane
și le ridică banii de acolo. Dar ați avut cazul de astea concret aici în Panciu? Am avut un singur caz concret în primăvara anului trecut. Noi, de fapt, campania asta cu anunțarea am început cu băncile să le spună la oameni înainte de a depune bani să vină la poliție. Am avut un astfel de caz cu o persoană care n-a, când s-a dus să depună banii 20 de milioane, 2000 de lei la bancă, le-a spus, mergeți la poliție înainte de a depune bani și le-a reproșat funcționarul de acolo, dar ce vă interesează pe voi unde îmi pun eu banii? Deci, trebuie să îți banii mei și fac ce vreau cu ei. După care, când a văzut că a fost înșelat, a venit repede la poliție să reclame. Deci a reclamat după și l-ați găsit pe infractor? Spre bucuria noastră, că s-au găsit infractori. Infractorii erau din penitenciar, de la Galați. Dar banii nu s-au mai recuperat. Doamne, ce-i cu penitenciarul ăsta la Galați? Că văd că multe, dumneavoastră, să știți, foarte multe golănii, îmi cer scuze pentru termenul ăsta folosit, se petrec acolo. Adică ei fac foarte multe porcării. De la noi, de la Focșani, să știți că nu au fost situații de gen. Adică la noi nu au fost situații de genul ăsta. Bănuiesc, este un penitenciar de maximă siguranță. Așa, unde strâng pe infractorii cu pedepsii mai mari și mai periculoși și, mai periculos, și având timp la dispoziție, stau și gândesc. Stau și gândesc? Dar nu gândesc la lucruri bune, ce vor face ei după ce vor ieși afară, nu gândesc decât la lucruri să înșele lumea, să păcălească oameni, să aibă un trai mult mai ușor. Domnule viceprimar, dacă îmi permiteți, domnule comisar șef, domnule comandant, vorbeam despre Panciu, oraș în siguranță. Când a început acest proiect? Acest proiect a început în luna septembrie. Deci, în anul 2013, la inițiativa Poliției orașului Panciu, a domnului comisar Dumitrache, la care noi, administrația locală, am achiesat imediat, am fost alături și am reușit să atragem lângă noi principalele instituții din oraș care într-adevăr au înțeles importanța acestei campanii, precum și tot ce înseamnă ONG-uri la nivel de oraș, plecând de la Asociația Lumea lui Pinocchio, Asociația Pensionarilor Ioan Slaviș din Panciu, Asociația Vitis, care de fapt îi reprezintă pe viticultorii din orașul Panciu și nu numai, și Asociația Veteranilor de Război, fiind și ei o categorie importantă la noi în oraș. Veteranii de război? Veteranii aveți de război. Mulți? Avem ceva. Ei au fost mult mai mulți la început, dar cu timpul ne-au mai părăsit, într-adevăr, dar întotdeauna ei s-au implicat tot timpul în activitatea socială a orașului, la toate activitățile care le-am desfășurat. Precum și cele două instituții de învățământ mari, Liceul Ioan Slavici Panciu și Liceul Alexandru Ioan Cuza, și protopopiatul Panciu prin cele 7 parohii de la nivel orașului. Dacă îmi permiteți o clipă, vă rog, vreau să felicit, adică să-i felicit pe Pânceni, pe dumneavoastră, pentru directorul pe care îl au la Liceul cel de vis-a-vis, nu Cuza, celălalt. Ambii directori, să știți că sunt... Eu îl felicit pe domnul Manovic și pentru talentul pe care îl are la muzică, are un cor de performanță. Acel cor cantabil al liceului care, într-adevăr, s-a ținut și le-a plăcut și elevilor, cât și dumnealui în același timp și au reușit multe... ca în multe concursuri să ajungă printre primele locuri și de multe ori chiar pe primul loc. Iar acum, mai nou, au fost primiți în acea Asociație Națională a Corurilor din România, în Cor, alături de Corul Pastorala din Focșani. Să știți că aveți aici o comunitate foarte unită, aș putea să spun, pentru că lucrurile să meargă bine la acest cor. Uite, s-a implicat și doamna Lili Stoica, doamna de la, nu dau numele firmei pe care o reprezintă, le face costume. Întotdeauna doamna a fost alături de noi și de copii și ne-a sprijinit ori de câte ori am avut nevoie. A fost alături de corul Cantabile, a fost alături de trupa de teatru Prota, a fost alături de trupa de majorete Jolie a orașului Panciu
tot timpul am avut un sprijin la dumneaei și niciodată nu ne-a refuzat. Nu v-a refuzat. Când i-am spus că am trecut pe la dumneai mai devreme și i-am spus că am o întâlnire cu domnul Dumitrache, cu domnul de la poliție, a fost foarte încântată, v-a vorbit foarte de bine. Mie îmi plac lucrurile astea, să știți. Îmi place să văd că oamenii se respectă și se ajută unii pe alții, că practic asta cred eu că e menirea noastră pe pământ. Cred că și din acest cauză am reușit să facem atât de multe lucruri bune. Nu numai pentru oraș, ci și pentru cei care au hotărât să rămână în oraș, să muncească în oraș, să investească în oraș, să-și păstreze copiii la grădinițele și la școlile din oraș. Și asta a fost și deviza noastră, nu facem pentru noi, ci facem pentru cei care au hotărât să rămână în orașul Panciu. Pentru că, într-adevăr, suntem aproape 10.000 de locuitori în oraș. Excelent, și sperăm ca într-un viitor apropiat să se depășească acest număr? Nu neapărat să depășească, să rămânem în continuare uniți, cum am fost și până acum. La faptul că, cum ați spus dumneavoastră, că au rămas oamenii în oraș să lucreze în continuare, are dreptate. Eu apreciez aici primăria orașului Panciu pentru faptul că a creat multe locuri de muncă. De muncă, câte au creat dânsi, dar au construit aceste blocuri, că au fost sociale, că au fost ANL-uri și le-au dat o casă și omul e mulțumit și de aceea așa a rămas în oraș și le-a dat o casă. Eu când am venit, când am revenit în 92, în 97 aici, pardon, în 2012 când am revenit aici, înapoi, chiar am avut o discuție cu regretatul și Dumnezeu să le și transmit în continuare condoleanțe familiei pe această cale, domnul primar Petre. Am avut o discuție că trebuia să dea în folosință mai multe blocuri aici în zonă și am zis, domnul, să știți că îmi trebuie și mie, că am oameni care fac naveta, care stau cu chirii, care în diferite condiții. Și aș vrea ca să aibă fiecare locuință. Și atunci dânsul m-a înțeles și, într-adevăr, în acest moment nu am lucrători care să mai aibă locuința lui. Că-i cu chirii, că este... Vreau să vă mai spun ceva. Eu vin foarte des la domnul Mărăscu la primărie, la spital. Și am spune, și dacă spitalul arată bine, spune, dacă nu aveam, nu-l aveam pe Petre în spate, pe Dumnezeu să-l ierte, dacă nu m-a ajutat primăria, foarte multe lucruri nu le puteam face. Și el solicită, într-adevăr, dar a spus-o omul în emisiune, nu mi-a spus-o numai mie. Primăria orașului Panciu a pus accentul, în primul rând, pe sănătate și educație în oraș. Noi am făcut împreună la acea vreme când se punea problema desființării unităților spitalității la nivelul orașelor. Atunci s-au făcut foarte multe presiuni ca spitalul orașului Panciu să fie desființat. Dar în momentul respectiv, atât domnul primar, domnul primar Petre, alături de domnul deputat Ciprian Nica, precum și de administrația județeană, au făcut eforturile și s-au împotrivit desființării acestui spital, iar din momentul respectiv s-a preluat spitalul în subordinea Consiliului Local și am fost alături tot timpul și ați văzut ce față frumoasă. Superb arată spitalul. Arată spitalul. Foarte bine. Și am început de la alimentarea cu gaze a spitalului. Achiziționarea a două centrale termice de mare capacitate pentru asigurarea unui flux continuu de energie termică și apă caldă în toate cabinetele și în toate saloanele de la nivelul spitalului. S-a investit foarte mult și în zona de prepararea mâncării, aparatură medicală. Iar acum avem în implementare două proiecte inițiate de administrația locală pentru reabilitarea și modernizarea ambulatorului Spitalului Orașului Panciu, precum și dotarea cu tot ce înseamnă echipamente de ultimă generație. Iar cel de-al doilea proiect este de dotare a compartimentului tomograf din cadrul Spitalului Orașenesc cu un aparat tomograf.
efectiv și cu altă aparatură de specialitate. Da, a spus domnul Mărescu într-o emisiune și în toate emisiunile a spus că a avut timpul, o foarte bună colaborare. Da, am fost alături de spital, dar și de partea de educație, cum am spus la început. Cred că avem cel mai important proiect al nostru din oraș, este extinderea liceului teoretic Ioan Slavici Panciu, cu două corpuri de laboratoare noi și o sală multimedia, sub proiectul, denumirea proiectului fiind EduPanciu, educație și cunoaștere. Inclusiv dotarea unui laborator de astrologie cu un observator astronomic. Noi acum și ți-am făcut, l-am cam fentat pe domnul, i-am cam furat în minutele pe care trebuia să le folosească. Dar lumea îl cunoaște pe domnul Dumitrache, eu am mai avut plăcerea să-l am într-o emisiune, erați la Mărășești. La Mărășești. Chiar a fost o emisiune care a plăcut foarte mult, că știu că am primit multe telefoane după emisiunea de atunci și m-am bucurat când am aflat că domnul Dumitrache este la Panciu, pentru că știu că sunteți după aici, în zonă, domnul Dumitrache, nu? De fapt nu sunt de aici, în zonă, dar ați venit în... Sau doamna e de aici. Nici soția, dar sunt venit în 1989 și pot considera că aproape sunt de aici, decât că nu m-am născut aici, dar sunt de aici, am depus suflet și pasiuni pentru orașul Panciu în meseria pe care o am. Am venit din tânăr locotenent, am ajuns la gradul de comisar șef. Deci aici, așa, din aproape în aproape, da? Cu o pauză, a spune, de vreo 7 ani, care am lucrat și la Inspectoratul de Județean de Poliție, Vrancea, la Serviciul Ordinii Publică și la Poliția orașului Mărășeni. Experiență, zic că am, dar pot să vorbesc de colaborarea cu primăria orașului Panciu, care într-adevăr este o colaborare bună cu dânsii. Chiar să revin, după ce am revenit la conducerea poliției orașului Panciu, chiar iar revin la domnul Petre, Dumnezeu să-l ierte, am avut o discuție cu dânsul privind încălzirea localului poliției. Și din discuția pe care am avut-o în câteva luni, am realizat această investiție centrala și cu, deci aducerea gazului și montarea centralei cu toată instalația caloriferii, cu tot, și acum beneficiem de această încălzire cu gaze. Uite, aveți noroc, un băiat, mă scuzați domnule vice că spun un băiat, tânăr și frumos și cu dorința de a face lucruri foarte bune și mă bucur că aveți o colaborare în continuare foarte bună, că și dorința dumneavoastră să promovați acest oraș. Da, așa este. Eu de mic copil îl cunosc pe domnul... Sunteți de aici, din Panciu, eu sunt din Panciu, da? De aici, eu de mic copil îl cunosc pe domnul Dumitrache. Chiar în copilărie, chiar locuiam alături. În apropiere, unde eram și eu, stăteam cu părinții atunci. Așa, și chiar de atunci ne cunoșteam, mai stăteam de vorbă, ne mai... Sfaturile. Dădeam sfaturi, cum eram noi copii, meseria pe care o aveam. Eram mai, așa, mai neastâmpărați și de atunci... Ați învățat aici în Panciu? Da, am învățat aici. La Ioan Slavici? La Ioan și la Cuza, cum era atunci școala generală numărul 1, ulterior la Slavici. După aia am terminat studiile la Iași, la Universitatea Cuza. Acolo ați făcut, acolo am făcut facultatea de administrație publică locală în cadrul Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor. A, deci sunteți la zi cu documentele, da, pentru... Din punctul ăsta de vedere, chiar mi-a plăcut. De asta m-aș îndrepta către administrație publică și ușor, ușor. Eu din 2002 lucrez în cadrul primăriei și alături am fost de la început de regretatul domnul primar Petre, care de la dumnealui am învățat cam tot ce știu. Și încercăm în momentul de față să continuăm tot ce am început și să sprijinim la fel pe toată lumea care a fost alături de noi și să reușim să facem din Panciu, exact cum era și deviza dumnealui, orașul number one din județul Vrancea. E foarte frumos și poziția este foarte frumoasă. Și ca să vin alături de domnul comandant, că am vorbit despre sănătate, despre educație, așa, dar despre ordine publică n-am vorbit și chiar iau prea multe din cuvintele domnului comandant, domnului comisar șef. Este vorba și de două proiecte care am avut noi, vorba de cel de dotare și modernizare a serviciului de poliție locală
Și cel de-al doilea proiect este cu cel de supraveghere al proiectului de montare a unor camere de supraveghere la nivelul orașului Panciu. Este vorba de 70 de camere de supraveghere într-un proiect din Planul Integrat de Dezvoltare a Orașului Panciu, care se finalizează într-un centru de comandă și vom colabora, atât Poliția Orașului Panciu cât și Primăria, va gestiona tot ce înseamnă intrări, ieșiri și zone aglomerate. Excelent. Din Orașul da, Panciu. Da, aveți deja comandate aceste Ele sunt montate în momentul de față. Deja, da. Acum se lucrează la... Deci tot ce înseamnă legătură nu se realizează prin fire, cabluri, totul este wireless și se lucrează la montarea antenelor de preluare a tuturor datelor din cele 70 de camere din oraș către centrul de comandă care va fi la Primăria Orașului Panciu. Asta vă ajută foarte mult în munca dumneavoastră, domnule comisar șef, nu? Sigur ne va ajuta foarte mult. Eu mi-am propus ca zilnic să trimit, de obicei vreau să specializez un băiat care să vizioneze camele și să vadă și mișcarea populației, să vadă și mișcarea celor certați cu legea pentru a descoperi orice încălcare a legii din raza de competență și din raza camerelor de luat vedere. Sigur. Este un sprijin, într-adevăr. Este un sprijin foarte mare. De la lansarea proiectului am mulțumit Unității Administrative Teritoriale a Panciului pentru acest proiect. Sperăm să diminuăm și mai mult infracționalitatea la nivelul orașului Panciu. Dacă îmi permiteți, acest proiect a fost inițiat de către domnul Petrea. Dumnezeu să-l odihnească pe domnul Petrea. Multe lucruri bune a făcut, să știți. Și era un om care chiar vrea să facă din Panciu un oraș. Vedeți, oamenii, oricum te-ai purta, eu merg pe principiul ăsta, nu mă mai interesează că a zis ăla, că a zis aia de rău. Deviza mea este că oricum te-ai purta, tot se găsește cineva să te vorbească de rău. Dar important este ce rămâne. Uite, se văd niște lucruri după mâna lui. Sunt lucruri care, se văd niște lucruri după mâna lui. Se văd și știți cum e și dictonul ăla, omul sfințește loc. Categoric. Asta a fost. În momentul în care te-a pus să faci niște lucruri o asemenea amvergură, trebuie să știi clar că ai să ai în spate multe bubuieli, că asta este viața, ăștia suntem. Sigur, așa e. Sigur. Știți? Dar uite că se văd lucrurile astea și Panciu chiar arată ca un orășel cochet și sigur că mai sunt multe de făcut. Și noi acasă mai avem multe lucruri de făcut. Că banii nu ajung totdeauna, adică nu ajung pentru toate lucrurile pe care le dorim. Dar uite câte un pic, câte un pic, nu? Am reușit, zic... Să facem cam tot ce trebuie în oraș, cu toate că mai sunt multe de făcut. Bune. Într-adevăr, domnul primar a reușit să puncteze cam fiecare domeniu din oraș. Atât ordine și siguranță publică, spital, educație, sport, modernizare, reabilitare, străzi, trotuare, rețele de apă, canal și cel mai important lucru în anul 2008 s-a realizat și dorința dumneavoastră, care a fost cea mai arzătoare a lui dorință și care a reușit să o facă și s-a bucurat și de ea, a fost în anul 2008 aducțiunea cu gaze a orașului Panciu. Aveți acum gaz, și acum este gaz, metan peste tot în oraș, inclusiv aici la poliție, inclusiv la spital, poliție, spital, școli, instituții publice, peste tot. Și inclusiv anul 2012 și 2013 a fost un avânt foarte mare și populația a înțeles cât de util este gazul. Și foarte multă lume a solicitat racordarea la rețeaua de gaze. Păi, nu știu dacă dumneavoastră, dar eu mi-aduc aminte când stăteam la coadă la butelii. Da, și eu. Stăteați, nu? Eram copil. Dom'le, da, și stăteai, luai butelii aia și pe la jumătatea lunii începeai să-ți faci probleme că, aule, o să termină butelia, trebuie să te cât contează să ai gaz, metan, să ai... Sigur că da. Nu, s-au făcut foarte multe lucruri bune în această localitate, în acest oraș. Probabil că ați și știut ca să vă adunați așa oameni care sunteți capabili să faceți ceea ce trebuie. Asta contează foarte mult, să știți. Să fie... M-am plictisit de chestia asta cu există potrivit, la locul potrivit, dar cam așa. Există armonie. Da? Când există armonie și lucrurile se fac. Că, vedeți, acum... Câte greutăți am întâmpinat,
lucrurile să fac. Dacă exact, și dumneavoastră, cârcotașul o să spună, ei, armonie, că mai, dom'le, mai sunt și discuții și acasă la tine, te mai încerci cu mama, cu tata, cu bărbatul, cu copilul, cu... Animozități tot timpul. Asta este, nu se poate, dar tot... important e ce se vede după ce se potolesc animozitățile, nu? Și... Încep, mai avem câteva minute din această emisiune, dar nu nimica... Repet, am învățat bine drumul, așa că ne mai vedem. Noi vă așteptăm. Vă așteptăm cu plăcere. Zilele liceului, în ce constau activitățile care o să fie? Da, în această perioadă ne aflăm de ieri, am început zilele liceului Ioan Slavici Panciu, care au fost un pic adunate așa și cu aniversarea lui Eminescu. Au început după 15. Și vor continua activități mâine, 17 și 18, și poi mâine, 18 ianuarie, iar mâine cred că va are loc cel mai important eveniment din cadrul acestor aniversări al Liceului Ioan Slavici Panciu, și anume aceea de a-l avea ca invitat pe înalt preasfinția sa Arhiepiscopului Buzăului și Vrancei, Părintele Ciprian, care va susține o prelegere, un colocviu, un seminar, discuții libere cu elevii pe tema rolului bisericii și al religiei în educația elevilor de pretutindeni. Asta este foarte frumos că se face așa ceva, pentru că uneori se plusează cu discuții pe această temă, discuții care nu le fac bine copiilor, dimpotrivă, este foarte bine ca vine însuși părintele sau preasfințitul, pentru că am văzut că este o persoană foarte doctă și foarte apropiată de toată lumea, inclusiv de copii. Cine l-a invitat? Au fost niște discuții și dumnealui și-a dorit foarte mult să vină aici și am ținut cont de lucrul acesta, l-am invitat și s-a ținut de promisiune și mâine o să fie alături de noi, începând cu ora 10:30, într-un cadru festiv la Liceu Casa Slavici, Orășenească de Cultură Panciu. O să fie peste 200 de copii și profesori, cadre didactice. Și polițiști, nu? Care o să stea să... Bineînțeles, să știți că noi am avut activități de colaborare cu cele două instituții de învățământ. De fapt, anul trecut am avut două ședințe, una în primăvară și una în toamnă, pe tema traficului de persoane, la care am invitat și specialiști din cadrul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane la centrul zonal Galați. Tot timpul sala a fost plină de elevi, cadre didactici. Le-am prezentat spoturi publicitare privind traficul de persoane, filmulețe. Am purtat discuții libere pe tema traficului de persoane. Sper, noi nu avem un fenomen la nivelul Panciu. Dar e bine să fie poliție la asemenea activități, că nu atingerește. Da, da. La ora actuală nu pot să spun că avem trafic de persoane în orașul Panciu, nu. Da, nu așa. Nu cred că există. Nu. Or fi ceva răzleț, poate că o fi vreo fază, două plecată. Se fac prea multe discuții pe temele astea. Dar și nebunește lumea. Vor fi câteva cazuri, ca și cu, dacă îmi permiteți, cu șpaga la profesor. Or fi câteva cazuri izolate, cred eu, sper, în toată țara, dar să faci din profesor un subiect așa de grav de discuție este jenant. Exact. Este jenant. Da. Dar prin activitățile pe care le-am desfășurat, am căutat ca elevii să ia la cunoștință ce înseamnă traficul de persoane, cum poate fi el evitat, cum poate fi sesizat. Poate au vreo propunere și cum poate fi sesizat. Și cea mai mare parte au înțeles, că au venit cu întrebări, au venit la discuții cu întrebări. Și chiar au plecat de acolo mulțumiți de ceea ce am reușit noi să facem. Și această activitate, sper să o mai repetăm, să invităm și de la centrul antidrog. Am avut și anul trecut de la centrul antidrog, de la Focșani, dar continuăm și în acest an să le spunem și despre aceste substanțe, că etnobotanicele astea au cam pătruns în toată țara, și în Panciu. Nu pot spune că nu sunt consum, este de etnobotanici. Într-o altă emisiune, deocamdată vreau să cinstim cum trebuie ziua de mâine. Mă bucur de vizita preasfințitului în Panciu. Sunt sigură că o să aibă efecte excepționale asupra copiilor.
Felicitări pentru inițiativă, domnule viceprimar. Mulțumim. Domnule comisar șef, domnule comandant, asta v-am furat mult din spațiul dumneavoastră de emisie, dar promit că vin repede ca să facem numai noi o emisiune, dar am fost foarte încântată că l-am avut și pe domnul. Și ca să demonstrăm încă o dată buna colaborare dintre Poliția orașului Panciu și autoritatea locală, de când domnul comandant a revenit la frâiile Poliției orașului Panciu, în fiecare lună ne prezintă un raport de activitate care este discutat la nivelul Consiliului Local Panciu în ședința ordinară și toată lumea prezentă, inclusiv consilierii locali, reușesc să disemineze activități de prevenire la nivelul orașului, la nivelul cartierilor mai ales. Și uitați, așa credem că trebuie să fie peste tot. Adică poliția să fie într-o strânsă colaborare cu administrația locală, pentru că numai așa putem preîntâmpina multe lucruri nedorite. Eu, de fapt, merg și la fiecare ședință de Consiliu Local în care expun din activitatea pe care am, din luna precedentă sau din luna în curs când are loc ședința, cu rugămintea la domnii consilier local să-mi aducă la cunoștință problemele de care iau la cunoștință din comunitate. Poate sunt în vârstă oameni, nu pot să vină până la poliție să spună, dar dacă le spun lor și mi le aduc mie la cunoștință, eu imediat trec la rezolvarea lor. Și așa iau cât mai repede la cunoștință de problemele care sunt în comunitate. De aceea merg la aceste ședințe de consiliu, de Consiliul Local. Se expun și activitatea poliției care a făcut-o, dar se iau la cunoștință și de problemele comunității pentru a veni și le rezolva și a preîntâmpina altele. Domnilor, mă bucur din suflet că am fost astăzi aici. Felicitări, succes! Îl felicit și pe Andrei Manovici pentru ceea ce face pentru liceu. Eu acum am tras pe partea mea, că m-am terminat conservator și îl cunosc foarte bine pe tatăl lui, Dumnezeu să-l odihnească. E un băiat talentat și ați făcut foarte bine că l-ați promovat, așa am înțeles de la domnia sa, că și domnia sa are o colaborare excepțională cu Consiliul Local de aici. Așa. Felicitări, succes, mai bine să știți dacă vă primiți. Și vă așteptăm. Vă așteptăm cu drag. La revedere, stimați telespectatori. O seară bună.